Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să gătim împreună supă de roșii. Este o supă foarte ușor de făcut, e foarte gustoasă, așa că haide să vă arăt ce avem nevoie și să ne apucăm numai decât de gătit. Dacă vă place acest video, puteți să-l distribuiți, puteți chiar să dați și un like. Spor la gătit! Am legume pentru aproximativ 5 litri de supă de roșii. Voi folosi 1 kg și jumătate de roșii, 3 cepe, un cățel de usturoi, un sfert de țelină, un morcov, jumătate dintr-un ardei iute, un ardei gras, o legătură de pătrunjel, 500 ml suc de roșii, o să pun o linguriță de busuioc uscat, dacă aveți proaspăt este și mai bine, sare și piper după gust, fidea aproximativ 60 de grame și ulei de gătit. Hai să ne apucăm de gătit! Voi pune în oala în care fac supa de roșii puțin ulei. Voi pune acum ceapa un pic la călit. Pătrunjelul l-am ales bine, l-am spălat, voi toca tulpinile și le voi pune odată la fiert cu legumele. Acestea vor da un plus de gust. Pun și usturoiul și jumătatea de ardei iute. Morcovul și țelina, dar și cotoarele de la pătrunjel, le punem și pe acestea la călit. Pun și ardeiul gras. Am pus capac, reduc focul și las ușor ca ele să se înăbușe, iar apoi voi adăuga aproximativ 100 ml apă. Pun acum apa. Mai las tot pentru câteva minute, iar apoi mai adaug tot așa încă 100 ml de apă, ca legumele să fiarbă foarte bine, dar înăbușit. Mai pun acum încă 100 ml apă. Și o să mai las aproximativ 10 minute. Dar cu capac. Pun acum și pulpa de roșii obținută mai devreme. Piper proaspăt măcinat, aproximativ o linguriță. Piper punem oricum după gust.
busuiul uscat, pun o linguriță, sare după gust, am să pun acum puțină sare, iar apoi voi gusta pe parcursul rețetei să văd dacă mai este nevoie. O să pun două lingurițe cu zahăr. Zahărul va opri aciditatea și asta împiedică ca supa să fermenteze. Amestec bine. Am pus capacul și las la fiert, la foc moderat, să fiarbă foarte bine legumele și roșiile, dar tot așa înnebușit. Cam după 20 de minute de fiert, voi pune acum sucul de roșii. Pun și apă, apa este călduță. Am pus aproximativ 2 litri de apă caldă și lăsăm din nou să înceapă să fiarbă. Supa de roșii este aproape gata, pun acum și fideaua. Mai las să fiarbă aproximativ 15 minute. Supa de roșii este gata, pun acum și pătrunjelul. Opresc focul. Și îndepărtez oala de pe aragaz. Supa de roșii este gata, este numai bună de servit. Se poate servi și rece, este foarte bună rece. Vă doresc spor la gătit și poftă mare. Pe curând și cu alte noi rețete. La revedere!